Salutare, mă băieți, și bine v-am găsit la un nou episod pe Blue Baguette. Ne-am cumpărat 50 de puncte premium, să dăm un slash shop și să ne dăm clear faction history. Dă-i, mă, pui mei, te vă, pula mea, cât am dat? 20 de lei, mă duc dracu și mănânc într-o seară 20 de lei, frate. Da, mă, mi-am șters faction history deoarece aș vrea să încep de la zero pe acest cont minunat. Aș vrea să încep de la zero, stați mi un pic să vă și arăt aici, să închidem asta. Faction History nu mai avem nimica. Faction Punisher, acum trebuie să scăpăm de el și contul acesta o să înceapă de la 0000 out. Gata, totul e out, totul s-a... Am avut... Am, practic, s-a dus totul de pe acest cont. Faction History, tot s-a dus. Am vrut să fac chestia asta deoarece aveam Faction History de căcat. Adică am avut quit group, am avut nu știu câte și am zis, frate, pașii pusim. Ce să zic, fraților? Mi-am băgat, stați așa un pic să văd, să verific eu o secundă ceva, o să vă las aici profilul meu să vă mai încântați până verific eu o secundă ceva, dacă e totul făcut ca la carte. Și revenim pe blue, bă. Deci chiar revenim pe blue. Ia. Lasă-mi un pic. Așa. Revenim practic așa la, ca la carte, revenim în forțe noi, în tot nou. Cu Bagdu, cu Blue Bagdu, așa cum se zice Blue Bagdu, știți? Venim în forțe noi, 50 puncte premium, paie, este ceva, nu? Ce aveți? Ia slash shop. Ce mai poți să ți trec de 50 de puncte premium? Uite asta, 30 kk, clear shine, mă rog, frate. Bine, FP-urile astea, ăsta e drecu, AFK și le ești. Deci, aia e faza. Așa, mă. Deci, cum vă ziceam, mă apuc de blue, deci mă găsiți pe blue de acum încolo și... Da, hai să mergem, facem... A, dar stai că n-am, stai, slash, instructors, SNS 135. Hai, mă, poți, licență. Hai, frate, am nevoie de licența de arme adevărat. Doamne, hai frate, că nu e greu, îmi dai un test de 10 minute și aia e. Că nu de alta, dar... Am să așa niște teme pe poliție, dar n-am licența de arme. Hai, mane, că trebuie să poată. Na. Așteptăm. Păi, dar nu. Ok. Ia o slay stat să dăm. Da, cont premium nu prea merită să ții doar pentru că îți dă payday-ul mai mare. Nu, chiar nu merită, chiar, sincer, părerea mea e că nu merită, frate. Aș fi vrut să-mi iau și cont premium, să-mi bag toți banii, dar nu merită, aștept dracu și mi-au operațiunea, știți? Deci nu merită, da, nu merită și aia e. Da. Băieții, hai să mergem la acel checkpoint de pe mapă. Pentru că eu caut acum să-mi cumpăr o casă pe acest server minunat. Ia. Bam, și sari, și nu, te-ai prăbușit. Aaaa, fac. Mamă, ești nebun. M-am sărit. Da. Deci, practic, ne-am șters FH-ul, am scăpat de tot FH-ul ăla de căcat. Acum avem și noi o nouă viață pe Blue Bagged. Pe Bagged, cum se zice așa, Bagged, Blue Bagged. Avem și noi o nouă viață. Sancțiunile o să se uite, pentru că na, mă gândesc că prin 2018, uite, ai primit unul și astea. Prin 2018 mă gândesc că, bine, ține sampul, vă dați seama, pentru că mulți youtuberi filmează, mulți youtuberi, da. Mă rog, o să țină sampul, zic eu. Vaza este că, na, cum ziceam, nu știu dacă prin 2018 o să mai țineți careva cont că eu am avut warn-uri și chestii de genul. Știi, frate, erai, uite, acum 2 ani, erai, eram și eu copil, na, uite, n-am gândit, m-am înjurat și aia e, acum 2 ani, frate. Aoleu, mamă, ce munceam aici. Pentru că v-am zis, peste un an aș vrea să aplic, dacă mai ține bug-ul până atunci, aș vrea să aplic pentru helper, dacă se poate. Acum nu aș vrea pentru helper, pentru că nici facțiune nu am. Nici faction history nu. Bine, nu contează FH-ul, contează și orele și activitatea ta pe server.
Dar zic așa ca idee. Și nu, acum nu merită acum să aplic pentru Pelper. Că aș putea, uite, am 600 de ore. Da. Dar am urnurile alea. Bine, alea rămân în istoriul meu, știi? Rămân istoricul meu. Nu, hai să căutăm case de vânzare, bă, băieți. Hai să vedem. De aici o luăm. Hai să vedem. 4KK. Ia să-i văd interiorul. A, dar are interior, bă, de asta. Hai să mai vedem, să nu ne grăbim. Ia. Asta nu-i, asta nu-i. Ia. Nu. 2KK? Bă, și are interior nu chiar urât. Să știi, asta să... Și pe aici pot să intru. Pot să intru aici. Bă, n-are interior chiar urât. Nu știu ce să zic. Chiar nu știu ce să zic. Hai că mai verificăm. Da, 2KK e foarte puțin, frate. Chiar foarte, foarte, foarte puțin, ia. Noi, noi. Ei, păi cred că mă duc eu la aia și... Aia e, frate. 2KK, să-mi bag piciorete. Frumoasă casa. Ia, birou, pat. Ha, mă, că iau pe asta. Trebuie să ai... Adevărat, nici 10 ore n-am, pe nici nu pot să aplic la facțiune, trebuie să fac naiba. Na. Păi v-am zis, contul ăsta n-am jucat pe Blue, de-abia aseară m-am apucat, am 6-7 ore maxim. Hai că am mai mult de 6. Da, nu, 6-7 ore am de fapt jucate. Da, cam atâta am. Păi atunci o ținem pe asta minte, stai să vă dai de eu casei. Să o ținem minte și venim și o luăm, ia. Care? Ai, sus. Băgam-i-aș. E a doua, mi se pare, nu? A doua, cred că e. Asta e. ID 159. Păi. Asta ID 159. Gata. Am copiat-o, am făcut-o. Aia o cumpăr, frate. Când strâng orele jucate, aia o cumpăr. Pentru că interiorul e frumos. Deci e mic, dar e frumos, frate. Adică nu arată, nu are doar o cameră. Adică are așa, are și hol și alea. Bine, hol, mini-hol, dar nu contează, frate. Casă frumoasă, aia o iau. Ce să mai, nu mai discutăm, nu mai suntem la discuții. No. Hai să vedem. Bam, 360. Bam, 360. Da, și acum hai să mergem în orașul nostru. Hei, hei. Am și eu o întrebare. Stai să văd dacă mi-a răspuns domnul Ili Liniuță E. Ili Liniuță E. Nu mi-a răspuns. Da. Dacă îmi cumpăr casă, virgulă, nu are nimic, nu? Că nu o să mai am rent la HQ. Nu mă se liniște la... Ok. Întrebam. Bă, ce rang care cu e Cristian asta? Că la cum se numește rangul ăla? Members. Cristian. Cred că e rang 5, dacă nu mă înșel. Cristian, rang 4. Mă rog. Da. M-am apucat și eu de blu din nou. Da. Mai îs ăștia copile. Da, bă. Zglumeam și eu, ce aveți? Peste tot îs pile, mă. Glumeam eu cu pilele astea. Aoleu, doamne, bă. Da, bă. Bă, skinul ăsta de fată e frumi. L-aș fi schimbat, dar e frumi, mă. Frumi așa, e gagică bună asta. Glumeam, ce aveți, bă, fată. Bă, mai avem, bă, da, la ora asta pe eu cred că scap de wanted, nu o să vină nimeni să-mi dea wanted-ul ăla, nu? Adică nu o să mă bage la jail, nu o să nici nu o să mă bage la jail. Să-i stați. 39 caca, hai mă să băgăm 200K în bancă, să arate acolo frumos, 40K, păi, da, nu? Level 15 plus, sacher. Wow! Salut, money!
Vin-șo. Vin-șo. Șo. Da, mă. Depozit 200.000. Gata, frate, avem un frumo. Păi, frate, stau în clanul ăsta. Să mă... Și pentru orice, ia. Eu știam că țepele, adică tentativele de țepe. Chei! Slash SMS 8383. De replay. Unde ne... Unde ne întâl... Întâlnim. Unde ne întâlnim, mane! Băi, eu ce număr am cu aia la iPhone? Stați. 6841. Mi l-am pus așa random, nu m-am gândit la ce număr să-mi pun. Mi l-am pus așa total la random, știi? Unde ne întâlnim, mane! Unde ești? Slash replay. Sf. Hai că vin, vin o lăsă. Hai, lăsă, frate, păi, da, nu? Cum adică? Ia stați un pic. A, dar mi-arată în chat dacă mi-o schimb și vă vedeți voi pe filmare. Vreau să schimb parola, că... Aveam eu motivele mele. Păi, ce trebuie să știți voi, mă, prăduitorilor? Nu, mi-o știe Zedo parola și Zedo... Îl știți pe Zedo. Păi nu, dar schimbasem parola la contul ăsta și mi-o pusesem pe aia care o știe el și trebuia să schimb acum. Zi, frate, vină lăsă sau cum facem să-ți moară familia în chinuri? Ție ne lăsă. Hai. Hai că vin. Ai, trebuia să intru prin tunelul ăla. Asta e un pic că facem noi. De fapt, ba da, intru prin tunelul ăla, că e mai scurt drumul. Mă, am încă 20 de lei în pasafe, în paysafe, ca să primesc și o funcție, nu glumeam. Mă, mi-aș băga și ea 20 de lei în puncte premium, că... Îs ceva, dar nu mi-e bag, să-mi bag piciorul. Îi țin pentru operațiunea aia nouă care o să apară. Vând NRG 1000 de 25.000 de kilometri, băi, ești nebun. Holy fuck, live WTF, live WTF. Mamă, level 30. Băi, ești nebun la cap. Păi are ăla... You lost a wanted level, nice. Hai să mergem la CNN. Ia uite. Și v-am zis, mă apuc din nou de blog, v-am zis a 10.000 oară, dar vă zic încă o dată pentru că după aia poate cine știe ce se mai întâmplă pe Orange și apar discuții. Da, frate, m-ați auzit foarte bine, mă apuc de blog, aia e, frate, gata, fratele mei, fratele mei, what the fuck, stai, zici time. Hai că am făcut și noi în coră, stați, 637 de ore, nice. Hai că ajung. Slash ID cum e ăla cu level 3, stai, ce level 73, civil băiatul, la level 73, slash replay. De fapt, ne, nu-i zic nimic. Da, mă. Băi, mă scuzați, frate, că am vrut să mă mut pe Orange, bine, am vrut să, pentru că oricine alegea chestia asta, adică să ai sancțiuni și să nu fii primit în facțiune. Și să nu vrei să te apuci al server, what the fuck, why? Nu? Da, acum? Și nu neapărat sancțiuni, dar aici trebuie să ai ceva level. Eu cu levelul meu 16, care l-aveam atunci, ce căcat să fac, frate? Unde să intru? Și cu 100 de ore. Level 16 și 100 de ore. Pe aici, acum am level 25 și 600 de ore. Cu aia și... și nici acum, adică și acum, da... Na. Hai că am ajuns. Unde ești? Sus sau pe... sau... unde se vând mașini. Ia. Sal. Slash. Quit. Hlan. Slash accept. Ce invite. 44. Sal al. Yay.
Nou venit, Salal. Slash clan. Clan tag. Gata. Stai! Stai, 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 stai! Unde e HQ? Slash find house 670. Ia. Ah, e aici, în apropiere. Hai că mergem. Cum nu? Da, mă. Și o să... Da, o să încep să postez episoade regulat, contul de Orange. Poate îl dau la giveaway, ca să-și ia bani. Pentru afaceri ilegale. Nu, nu o să vând contul de blusă. Orange, nu o să-l vând deloc. Am și... Am, frate, așa acolo ceva, nu? Deci l-aș vinde, what the fuck? Mamă, uite ce șmecher acolo, e casă pe plajă, alea, alea, bikini, de-alea, ah, nu, te rog, nu te răsturna. Ok, mersi. Da. Și v-am zis, când o să intru în facțiune, o să fac două episoade pe zi. Nu știu dacă în timpul școlii, dar în timpul vacanței, da, total asta. Ia uite mă, aici, cum e, cu piscină, cu de-alea. Slash park. Ia. Slash... An rent room slash rent room. Ia. Ia uite acum aici barosani ăștia. Ia uite au și budă și alea. Te caci frumos aici. Ești pe bar. A, ma, ce faci mă frate? Ia, ia. Pot să văd în vestiar. Ia și aici ceau. Păi mă blochez pe aici să mor eu. Ia și pe aici. Au pe barosaneală. Fraților, oricum, sper că v-a plăcut acest episod de sub. Nu ezita să apăsați pe butonul de subscribe dacă mai vreți episoade de sub în continuare. What the fuck? Sacherul meu, ce faci, doamne? Doamne! Doamne! Ai tu mașini pe sam cât nu am văzut eu. Să moară familia mea. Dai și mie KNF. Să moară familia mea. Da, mă rog, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. De asta nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe și ne vedem data viitoare. Bye, bye!